Uite, mai ales nițel și începe să plângi. Plângi? Tu nu era așa. De ce ești gelos? Că mi se pare că mi-a spus ceva. Tu acum totul mă trebuie și la răspundere? Cu cine tot vorbești? Știu că e un prank. Păi dacă e un prank, de ce e nici? Păi să-l văd. Să văd cu cine... Păi dacă știi sigur că e un prank, la ce te mai ajută? Ok, atunci dacă nu vrei să-mi arăt mesajele de pe WhatsApp, înseamnă că ai ceva să mă ascunzi. Îmi zici ce e gelos? Că te iubesc pe România. Arată-mi cu cine vorbești eu. Tati, ce? Și de ce ai lacrimi în ochi? Hei, salutare, gașcă, eu sunt Bibi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și vorbesc un picuț mai încet, pentru că, da, după cum vedeți și în titlu, astăzi îi facem un super prank lui Baby. El chiar acum e la baie și face părul, se pregătește, pentru că noi trebuie să filmăm două vloguri. Am zis că azi filmăm două vloguri, unul pentru canalul lui de YouTube și unul pentru canalul meu de YouTube. Pentru canalul lui avem deja o idee, un prank pe care el s-a gândit să o facă părinților lui, dar pentru canalul meu încă nu ne-am gândit. Am zis că o să facem ceva drăguț, nu știu, ceva amuzant. Dar, între timp, mi-a venit mie o super idee. Pentru că știu că mulți dintre voi ați vrut să-mi iau revanșa. Ei bine, în acest vlog o să-mi iau revanșa cu un super prank. Mai pe scurt, o să creez o poveste interesantă prin care o să-l fac gelos pe Baby. El este destul de gelos, aș spune eu. Este chiar foarte gelos pentru că mi-a zis că ține foarte mult la mine. Așa că hai să-l testăm un pic pe babyșor să vedem dacă chiar ține la mine. Mai pe scurt, mami o să-mi fie complice în acest vlog, pentru că ea a fost complicele lui Baby și atunci când mi-a făcut el mie farse și știu că se descurcă foarte bine la chestia asta. Mai exact, o să trec pe mami în telefon cu un nume de băiat și mami o să-mi trimită mesaje, eu o să stau cu ochii în telefon, o să râd, o să mă sune acel băiat și hai să vedem dacă o să fie gelos. Eu am început deja un picuț prank-ul ăsta, mi-am intrat deja în rol, pentru că înainte să ne pregătim am fost la bucătărie, am mâncat ceva și eu deja am început să mă uit pe telefon și am început să zic că deja că sunt foarte misterioasă. Eu niciodată nu i-am ascuns absolut nimic, am fost întotdeauna unul cu celălalt transparent, el știe că niciodată, dar niciodată nu aș face chestia asta, nu aș putea eu ca și persoană să fac una ca asta și mai ales lui, pentru că îl iubesc foarte mult și avem chiar o relație foarte frumoasă, ne înțelegem extrem de bine și ne completăm extraordinar de bine. Deci, totul o să fie un prank, o farsă. Hai să vedem cum o să iasă. Ești lângă mine, nu mai vine. Ce-ai? Nu știu, mi se pare că mi-a ascuns ceva. What the fuck? Ce? Murăi. Haide să filmăm. În afară de mine, de tati, de Nicu, care a fost ultimul băiat cu care ai vorbit pe Instagram? Frate, de unde până unde gelozia asta? Care a fost ultimul băiat cu care ai vorbit pe Instagram? What the fuck? În viața ta nu m-ai întrebat și nu m-ai luat așa la socoteală? Nu te-au luat socoteală, dar tot da. Hai, filmați acum, hai, gata, filmați. Da, nu înțeleg, mă rog. Mă doare și capul, serios, chiar mă doare capul. Băiatul ăla. Băi, lasă-mă, da, nu înțeleg de ce ești așa. În viața ta nu m-ai intrat la socoteală și nu mi-ai făcut așa. Atunci acum te trai la socoteală? Ba da! Ba nu! Asta nu înseamnă trăzat socoteală. Ba da, niciodată eu nu te-am întrebat cu cine vorbești tu pe Instagram. Da, eu nu vorbesc cu nimeni, chiar. Păi da, nici eu nu vorbesc cu nimeni. Pe Instagram. Pe Instagram? Tu mori, nu mai filmezi nimic. Da, vreau și eu să-ți înțeleg gelozia. Și după ne apucăm să filmăm. Dar de ce trebuie să filmăm? Dar nu filmăm, putem să oprim, dar vreau să-ți înțeleg gelozia. Pur și simplu, frate, nu știu, cred că n-am venit în bucătărie. Da. Făceai. Mm-hmm. Da, închideai telefonul, după te dădeai așa, vreau, încercam să vin la tine să te pup, mă respingeai. Eu cred că ți se pare. Hai, filmăm. Că... Dar e un lucru de care știi și mami, sau mami sau ori mami face catenică așa. Frate, de ce râzi așa?
Nu înțeleg. Mă distrează rău. Antonio, bravo! 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 Deci până acum n-ai fost deloc jur, așa. Jur că mă distrează. De unde până unde? Eu nu știu să înțeleg de ce ești gelos. Hai, gata, mă rănițel și începe să plângă, băiat. Gata, haide să filmați. Hai. Hai, iar plângi? Mm. Ba da, puțin. Nu te cred. Ba nu, hai. De ce? Stai puțin! E așa, nu știu. De ce? Că tu nu erai așa. Nici tu nu erai așa. E, cum? Gelos? Da. Ba da, a fost întotdeauna, dar doar am știut să-mi o ascund. Și acum de ce ești gelos? Ce simți păi tu că de ești gelos? Simplu, simt așa. Ce simți tu? Tu pur și simplu. Că ești așa foarte secretoasă. Și până acum n-am fost? Nu. Nu erai secretoasă, absolut deloc. Cu nimic, nici măcar cu orice. Și de ce ești gelos? Pur și simplu. Cum pur și simplu? Păi așa, pur și simplu, că mi se pare că mi-a ascuns ceva. Mami, filmați? E ora 6, trebuie să o sun pe mama ta. Vine Fernando și ea nu mai are aceeași reacție. Fiind singură, e altceva. Hai, sun. Nu-ți ascunde nimic! Da. Mă rog, hai. Filmăm? Ce Mami? Ai? Baby, ce ai? Adică te cred că nu mi-a spus ceva și am încredere în tine, normal că am încredere în tine maximă, doar că... Nu știu. Ce? Uite și acum nu știu când... Râzi așa, nu știu... Cu mami n-ai vorbit doar lucruri din astea. Ce? Ai vorbit altceva, pentru că când am venit am simțit cum te-ai schimbat. Ori îmi pregătești tu o surpriză sau ceva... Sau ai vorbit cu ea despre o chestie de genul ăsta, ori chiar mi-a spus ceva. Niciuna, nici altă. Da, atunci, cred că sunt eu nebună, eu apară. Dar nu înțeleg, stai! Vreau să-ți înțeleg gelozia. Gelozie? De ce ești gelos? Pur și simplu. De ce zici pur și simplu? Că nu e pur și simplu. Nu există pur și simplu. Tu acum totul mă treci pe mine la răspundere? Dar vreau să știu de ce ești gelos. Că mi se pare că mi-a spus ceva. Și de ce ești gelos? Dacă ți-aș ascunde ce? Îți pasă? Da, normal. E așa important pentru tine? Da, normal. Parcă am promis ceva amândoi. Că nu o să facem reacții din astea și așa și la la la. Mă rog. Ce reacții din astea și așa? Da, ai văzut că sună telefonul. E tot telefonul tău, că ăsta care băzea. Aba, nu. Probabil a fost, dar nu știu. Ia, la ce e primit? What the fuck, Antonio? Ce ai? Promitem că nu mi-ascunzi nimic. Îți promit că n-ascun nimic. De ce râzi? Înțeleg, știi bine că mereu râd. Ce prost sunt, bă, frate, da. M-am dat de gol, mami, nu? M-am dat de gol? Cu ce? Ui, ce crezi că mami vorbește cu tine așa înainte să vorbească cu mine? Aaa, m-am dat de gol, nu? M-am dat, e? Ce puțin, ce bandite! M-am dat de gol, nu? Cu ce să te dai de gol? Cât duceam vorbim noi. Te crezi că mami vorbește cu tine înainte să vorbească cu mine? E maica mea. Cred că da. A vorbit cu mine înainte. Ce a vorbit cu tine înainte? The plan. Ce plan? Ei. Acum crezi că tot să vorbim eu așa. Și tu acum de ce? Ce plan? Aolo! Ce, nu știu. Că ai schimbat-o pe mami în telefon. E pus un alt număr ca să te sune acum ca să fiu eu gelos și tu acum să par geloasă și joci un rol și acum mami te sună pe tine pe telefon ca să par eu, să par eu gelos. Lasă frate telefonul jos! De ce mi-e telefonul? Aoleu! Ce iubirea mea! Zici că nu merg chestia asta bine, că nu sunt chiar așa de frăză, mă, de ce mi-e bilica? Antonio, faci lucru între mine și bine.
Pă, bune, nu te înțeleg de ce faci chestiile astea. Nu am făcut cu ea niciun plan. Ia uite-mă că dacă țin. Hai, oprește-o odată. Aaaa, și asta e pentru vlogul tău, nu? Asta e pentru vlogul tău? Nu, frate, poți să oprești și să o și ștergi dacă vrei. Filmăm o dată pentru vlogul tău? Trebuie să nu te poftim și mami nu mai stă pe telefon. Ce inimioară ai acolo? Nu e nicio inimioară. Cu 07 numărul mamei tale? Ia, ia, de chiar sunt curios, chiar sunt curios, ia, hai. Hai, arată-mi. Ce vrei să te arăt? Telefon. Nu vreau. Ia, arată-mi. Adică că ești tu gelos și în ultima perioadă îmi faci faze de-astea de gelozie maximă și nu înțeleg de unde până unde. Aha. Zici că e vina mea și a lui mami. Dar arată telefonul dacă nu mi-a scos. Dar stă telefonul. De ce? Că așa vreau. Eu ți-am umblat vreodată ție în telefon. Nu, dar nu mă deranjează, uite. El și caută ce vrei tu pe el. Nu vreau să-ți dau niciun telefon și hai să terminăm totul frumos. Hai, gata. Nu, dar nu-i telefon. De ce te uiți în telefonul meu? Să văd și cu cine vorbești. Nu cred că te interesează. Nu ai telefon? Nu. Nu? Nu. Hai, dă-mi. Nu. De ce să mă filmează? Adică... Păi dacă a zisea că chiar dacă opresc eu, aprinde ea și gen că se pare că filmul pentru vlogul meu, dar e un vlog pentru Iuita. Nu, nu e niciun vlog pentru ea. Haideți, filmăm pentru tine? Mamă, frate, dar ce țineți de teatru, frate? Adică, chiar dacă știi că e un vlog sau așa, tot există gelozie. Eu asta nu înțeleg, de ce? A? Nu, acum nu sunt gelos. Nu, zic că dă-i atât telefonul. Dar totuși vrei să-mi iei telefonul. Păi da. Păi înseamnă că tot ești gelos. Dacă tu joci teatru, de ce iei telefonul? Da, dacă tu joci teatru. Ca să văd. Ce să vezi? Păi de ce dacă tu joci teatru? Să văd cum a trecut pe dumneavoastră în telefon. Baby sau ceva și cu o inimioară roșie. Că am văzut acolo inimioara aia roșie. Așa, și dumneavoastră o sunați acum și mi s-au zis și... Dar lasă mami telefonul, lasă telefonul jos. Poți să te rog frumos să... A zis mami tău. Poți acum... să te rog frumos să te deconectezi din lumea asta, vlogărilor. Hai să filmăm, te rog frumos. Nu. Hai, îți încep intro-ul. Și tu vrei să pui chestia asta pe YouTube? Nu, îți încep intro-ul, e filmarea ta asta. Când editezi, rup partea asta, hai, te rog. Nu faci plâncuri de astea? Ia închid puțin camera. Hai. Filmăm pentru tine, hai. Închizi camera? Filmăm pentru tine. Frate, da. Da, mă rog, hai. Nu, nici nu știu dacă mai am baterii. Hai, mă rog. 3, 2, 1. Salutare, guys, și bine v-am regăsit! Astăzi suntem alături de iubita mea frumoasă. Și astăzi, împreună cu iubita mea, o să facem... Ce faci? De ce te dai? De ce te dai mai așa în timpul filmării? Pentru că continui după, nu mă mai trage așa. Da, că așa vreau să te trag, așa te iubesc. Până acum n-ai știut să-ți arăți. Poate că o să știi altcineva. Unde te duci? Îți bagi joc de mine? Am fost la baie. Ce prin cu pentru părinții tăi. Nu, hai, vreau să mă. Ok, bine. Închid? Poftim? Da, sunt. Uite cum ai așezat camera. Da, tu vezi cât a dat-o cu acele? Când eram sus. Hai cum să-mi dai, Frank? Vreau să te filmez cât de supărăcios ești. Te vezi și tu cât de supărăcios ești. Da, sunt supărăcios. Ba da. Sunt doar gelos. Și poți să înțeleg și de ce? Da, că te iubesc și că țin la tine. Asta nu e o dovadă pentru tine? Bine? Mm. Ce? Dar tu ce ai? Filmez pentru vlogul meu, să știi. Da? Da. Da,
Deci... Mersi frumos. Serios, chiar credeam că îmi faci un prank. Că de-aia acum și acum de ce filmezi? Să te filmezi să-ți arăt de ce faze îmi faci. Că ce, că sunt dulce, că sunt gelos? Poftim, să te și vezi. Ia uite, ce minunat ești când ești gelos. Da? Mhm. Chiar sunt foarte gelos. Da, chiar sunt foarte gelos. Vreau. Te deranjează? Da. Te deranjează că sunt gelos? Mhm. Păi de ce? Mă deranjează. De ce? Uite așa. Băi, dar cât îmi spuneți mie că a fost un prank? Nu se spune nimeni pentru că nu e un prank. Știu, adică știu atât de tare că faci un prank în momentul ăsta și prin... Că oricât de mult ai masca-o tu și cât de mult orice chestie ai întoarce-o, că nu e așa, încât... Bă, frate, adică bag și mâna în foc. Bag mâna în foc. Hai, frate, spune-mi odată și gata, te rog. Ce vrei să spun odată? Că e un prank și gata. Vrei... Încă o dată te întreb, vrei să te mint? Dar tu faci Caterinca de mine. Nu fac nicio Caterinca de tine. Măcar spune-mi și mie care e ideea. Hai că știu că e un prank, te rog, spune-mi. De ce? Și dacă n-ar fi un prank? Cu cine tot vorbești? Nu cred că te interesează pe tine. Nu mi-am și eu mesajele de poate. De ce? Te rog frumos. De ce? Că știu că e un prank. Păi dacă e un prank, de ce îi mai cer mesajele de poate? Păi să-l văd. Să văd cu cine... Păi dacă știi sigur că e un prank, la ce te mai ajută? Da. Mă ajută să le văd eu. Așa vreau eu, nu știu, așa mi-am pus eu în cap. Uite, sunt mai nebun eu. Așa. Stai liniște că e un prank. Dacă tu crezi asta. Păi arată. Impuneți că e un prank. Impuneți asta. Că tot o țipa ta cu prank. E un prank, de ce mai ai nevoie de telefonul meu? Să văd. Ok, atunci dacă nu vrei să-mi arăți mesajele de pe WhatsApp, înseamnă că ai ceva să-mi ascunzi. Nu, e un prank. Atunci înseamnă că sunt eu nebun și sunt gelos așa, nu? Dar nu înțeleg de ce ești gelos. Pentru că am văzut că ți-a trimis cineva mesaj și de în bucătărie tot ești așa foarte misterioasă. Și știu că e un prank și că în momentul ăsta tot ce filmez aici nu eu mi-o filmez ca să-mi arăți mie dragi laci. Filmez pentru prank și nu mi-induc chestia asta pentru că știu că așa e chestia asta. Da. Dar vreau odată să spuneți gata, e prank și gata. Gata, e prank. Hai să facem outro. Hai să facem outro. Hai. Acesta a fost vlogul, sperăm că v-a plăcut, noi v-am pupat tare, tare, tare și ne vedem data viitoare! Gata? Ești mulțumit? Baby! Haide, uite-te la mine! Nu te mai uiți la mine? Asta un break? Am văzut că iară filmai. Păi da, ca să te vezi și tu cum plângi. Fraților, gata! Că nu mai pot! Mă ia cu cardieci, mor acum! A few moments later. Dar cu cine vorbești? Te rog, spune-mi și mie măcar cu cine vorbești. Dar nu te interesează. Gata! Te rog. Cine vorbi? Câinii de aia. Cine vorbi? Nu se privește. Dă-mi telefonul. De ce? Să vreau să văd cu cine vorbești. Anton, niciodată nu mi-ai făcut așa. Dar tu niciodată nu mi-ai făcut așa. Cum adică? De? Tu nu faci niciodată așa în
niciodată și tot eu acum dacă am vreau să-ți iau telefonul, niciodată nu ți-am luat telefonul și nu ți-am umblat în el, dar acum de ce mi-ascunzi chestii? Dar nu ți-ascund nimic. Ba da. Nu ți-ascund absolut nimic. Te arată-mi dacă nu mi-ascund nimic, uite. Dar nu, că ai zis că e un prank. Cu mâna, cu telefonul în mâna ta. Nu, ai zis că e un prank. Bucură-te de prank. Bine. Îmi dai? Nu. Hai, dă-mi telefonul. Nu stau niciun telefon. Hai, dă-mi. Nu. Nu spui nimic. Ce vrei să spun? Cu cine vorbești prin mesaj prima dată? De ce? De ce te interesează asta? Cum mă interesează că ești iubita mea? Cum știi tu tot, știi tot despre mine și mereu am fost transparent. Și eu n-am fost până acum transparentă cu tine? Da, bun, bine, foarte bine ai zis până acum. Asta de ce? Să te vadă toată lumea. De ce ești gelos? Că sunt. De ce ești gelos? Îmi zici de ce ești gelos? Da. Că te iubesc prea mult. Nu mai răspund ce întrebare până nu mi-a răspuns tu la primul. La care? Cu cine vorbești prin mesaj? Cum mai? Cine? Că din moment ce i-ai spus să... i-ai pus inima el în nume, nu? Nu, pe cunoștim. Cine? Nu cunoști. Spune numele lui. Nu contează. Arată-mi cu cine vorbești ea. Dar de ce? Și de ce ai lacrimi în ochi? Nu am lacrimi în ochi. Nu? Adică mă minți? M-am adormit. Da, se întâmplă să fie un prank. Hai că a fost un prank. Hai că acum știi că a fost un prank. Știu. Și nu mai vorbești cu mine? Ba da. Iubică, mă minunată, mă ajută. Acum i-ai așezat lui Nea să fac outro. N-ai mai făcut o dată, nu l-ai. Știi că de fapt scenariul în capul meu și în capul mami, pentru că mami a fost complicele, mulțumesc mami. Când te aranjai tu pentru clipul tău și viitorul clip al meu la care trebuia să ne gândim la un challenge ceva. Înțeles. Scenariul era altfel, mult mai ușor și mult mai easy, dar știam că tu ai foarte multă încredere în mine. Normal. Și știam că tu te gândești că eu niciodată nu ți-aș face asta. Ceea ce știi bine că așa e, n-aș face niciodată asta. N-aș avea cum, te iubesc foarte mult. Și eu te iubesc, de-aia sunt gelos. Dar nu e un lucru rău să fii geloși. Adică... Nu, chiar nu e un lucru rău. Îți arată o persoană de lângă tine că te iubește. Da, exact. Nu e chestia de posesivitate sau ceva. Nu, chiar la noi e chestia de iubire, e chestia de... na. Mai Tot timpul ăsta am știut că e un prank. Momentul în care eu n-am mai crezut că e un prank a fost momentul în care tot ați insistat că e treaba că voi filmați chestiile astea ca să le vezi tu ca să le văd eu ulterior, să văd eu cât de gelos sunt eu. Fost pentru că prank. Știi că în viața reală nu te-aș face niciodată. Știu. Și știi bine că noi mereu când vorbeam de treaba asta cu a înșela, noi niciodată nu înțelegeam pe oamenii care înșală. Și nu ni se pare normal, păi adică mai iubire ori nu mai. Adică din moment ce vrei pe altcineva, pui punct relației respective și după faci ce vrei cu viața ta. Exact. Că îmi doream să nu fie adevărat, în momentele aia și știam că nu mi-ai face tu niciodată chestia asta și una ca asta, pentru că am mare, mare încredere în tine. Dar ai jucat mult prea bine teatru, ai jucat-o bine, bine, rău de tot și orice, de orice dădeam, că ai văzut că prost nu sunt, adică de orice mă legam, de orice că... Dar era prea pe față, dar deși vedea toate chestiile astea și așa, eu tot o țineam pe-a mea și văzând că tot a pus la suflet. Făceam tot felul de filme, oricum, deci, principalul, gen că ea m-ar înșela pe mine, era fals în capul meu, era fals. Și chiar așa e, fals. Dar m-am pus și în locul, bă, dar hai că ar fi adevărat, știi? Și toate chestiile astea așa s-au unit și da, m-am consumat. Dar m-am consumat atât de tare pentru că o iubesc mult de tot și nu știu ce m-aș face fără ea. E, oricum știu că tu nu mi-ai face niciodată chestia asta. Și oricum, adică ești e singura persoană de pe pământul ăsta la care mă aștept cel mai puțin. Bine, adică chiar 0%, adică chiar nu mă aștept din lucru din partea ta să faci un lucru, nu neapărat asta cum știi, dar un lucru care să nu fie bun, știi că tu mereu faci lucruri bune și mereu pentru toată lumea și ești un suflet bun, știi? Și de-aia nici nu, știi? Și de-aia... Deci chiar a fost un prank, a fost o farsă. Și de-aia toată lumea a observat că eu m-am schimbat și așa și m-am schimbat tocmai pentru că orice îmi spui tu și orice sfaturi... Ce drăguț! Și orice sfaturi îmi dai tu...
le-am luat în considerare pentru că știu că îmi vrei doar binele. Dar să nu mai faci niciodată prank-uri de genul ăsta. Păi ce mi-ai zis mai devreme? Înainte, în timp ce montai lumina? Că nu mai facem prank-uri. Nu mai doresc niciun prank legat de noi. Nu mai vreau niciun. Legat de noi? Legat de relația noastră, dar nu a spus nimeni că nu mi-au revanșa cu un alt prank. Da, bine, cam acesta a fost vlogul. Nu uitați să apăsați pe butonașul de like dacă v-a plăcut acest prank drăguț pe care l-am făcut lui Baby. Știu că mulți dintre voi ați așteptat revanșa. Asta e revanșa. Și nu uitați să intrați și pe canalul meu de YouTube, unde am făcut eu alt prank. V-am dar de data asta nu iubitei. Am făcut un prank bănițelor noștri în care ne-a spus că ne-am despărțit. Să intrați neapărat pentru că, băi, sunt sigur că o să iasă. Urmează acum să filmăm și, băi, o să iasă. De asta era tot setup-ul pus pentru vlogul lui, de fapt. Intrați pe canalul meu și uitați-vă. Dar oricum, nu vă gândiți la chestia asta de despărțire. Eu mereu când aud orice, bă, dar dacă v-ați despărțit și așa ies, le spun, băi, scoateți chestia asta în ecuație pentru că Antonio plus Bibi în ecuația asta să fie și despărțire nu există. Adică trecem peste orice și la noi niciodată nu... Relația noastră se bazează foarte mult pe comunicare. Pe comunicare, pe respect, pe... adică toate chestiile astea și niciodată nu ne-am face astfel de lucruri. Ne vedem în vlogul următor! Noi v-am pupat tare și ne vedem data viață! Ai zis asta să fie tirașa de pe țărta. Viatoare! Pa! Pa!